Liberalii olteni continuă să părăsească barca PNL dezamăgiți de echipa de la conducerea organizației. Ieri, Daniel Tudor, vicepreședintele PNL Olt, a ales să treacă împreună cu întreaga organizație de la Scornicești la PSD. Acesta nu este singurul primar în funcție, ce a ales să treacă la Partidul Social Democrat, alături de fostul președinte PNL Olt, senatorul Liviu Voiculescu. În această perioadă, organizații întregi, consilieri județeni și patru primari în funcție, dar și senatorul Liviu Voiculescu și fostul prefect Florin Homorean, au devenit socialdemocrați, iar președintele acestora din urmă, Marius Oprescu, anunță că ușa partidului este deschisă. Cred că unul dintre motivele care i-au făcut să plece din partidul pe care l-au reprezentat foarte mulți ani este un protest față de conducerea actuală a PNL Olt, așa cum am spus, odată cu preluarea de către noua conducere, partidul la Olt, organizația lor, a intrat în disoluție, ceea ce se și vede pe zi ce trece. Bineînțeles că unul dintre motive e acesta și, în al doilea rând, așa cum v-am spus, organizația PSD Olt are ușile deschise pentru toată lumea care dorește să vină alături de noi, iar cu siguranță din semnalele colegilor care fac parte din echipă alături de noi de foarte mult timp, dar și unii veniți mai târziu, știu că aici vor găsi o adevărată echipă și un echilibru în tot ceea ce se întâmplă. În momentul de față, PSD Olt are listele pentru candidații la primărie, dar și cele pentru consiliile locale și cel județean în lucru. Oprescu exclude în continuare posibilitatea unui candidat comun la vreo primărie. Probabil în perioada următoare vom avea un consiliu politic județean în care vom face o validare a tuturor candidaturilor pe care le avem, urmând ca ulterior să anunțăm printr-un comunicat toată presa care sunt candidații noștri în fiecare localitate. Mai mult, liberalii care au trecut la PSD nu au negociat funcții, dar listele de consilieri vor conține politicieni care se implică în comunitățile lor. În acest moment și lista consilierilor județeni este în lucru. Nu a fost nicio negociere în momentul în care i-au dorit să vină alături de noi. Deci ca atare, în momentul de față, neavând listele construite, nici nu pot să vă spun acest lucru, dar să știți că nu am avut negociere atunci când au venit. Nu. Ei au dorit să intre în această echipă, au intrat în funcție, cum am spus-o și în repetatele întâlniri pe care le-am avut în urma ședințelor de Consiliu Județean. Unii confirmă, unii nu confirmă, nu e vorba doar de cei nou veniți și din cei vechi. Cei care nu mai confirmă, bineînțeles că nu se vor mai regăsi pe listă, nu e nicio noutate. Politica intră în continuă dinamică și trebuie să știi să te adaptezi. Potrivit unor surse, în acest moment mai există liberali ce și-au arătat intenția de a trece la PSD.